Reprezentanții domeniului agricol bat alarma. Potrivit agricultorilor, în ultimul timp, ei se confruntă cu numeroase probleme, printre care impozitul pe valoare adăugată de 20%, introdus de guvernarea actuală anul trecut, subvențiile mizere, problemele legate de importul carburanților și multe altele. Ca să încerce să găsească o soluție la această situație complicată, fermierii au inițiat consultări publice cu reprezentanții guvernării. Din primăvară au rămas foarte multe probleme nerezolvate. Cu părere de rău, noi am avut speranța că aceste probleme vor fi votate. Până la finele sesiunii de vară nu s-a produs acest lucru. Acum suntem în mijlocul lunii septembrie. Peste 10 zile se începe sesiunea parlamentară, prima ședință. Și noi începem consultări, în primul rând cu deputații, cu diferite partide. Și în acest sens, eu am hotărât să convoc această ședință, să începem consultările și să punem în primul rând problemele care nemijlocit depind de forumul legislativ, depind de deputații și pot fi soluționate fără supraefortul până la finele anului. Din câte s-a văzut, agricultorii se confruntă cu numeroase probleme. Una dintre ele este monopolul de pe piața agricolă, spun ei, menționând că guvernul a promis să se implice în combaterea acestui fenomen, însă nu a întreprins nimic în acest sens. Noi acum avem situația proastă pe piețele de desfacere. Practic, noi știm că este monopolizată piața produselor cerealiere și oleaginoase. Cu părere de rău, noi vedem ce se întâmplă acum cu prețul la floarea soarelui. Eu am așteptat 2 săptămâni rezultatele negocierilor Ministerului Agriculturii și cu părere de rău a fost promisiunea că prețul va fi majorat până la 4,50. Pe urma a doua zi conducerea la Transo a spus că noi n-am promis așa ceva. Cu părere de rău, cred că mâine eu am fiu nevoit să depun o plângere la Consiliul Concurenței pe această problemă. Concomitent, Agenția de Stat pentru Protecția Concurenței și Ministerul de Profil strâng din umeri și se arată neputincioși fără să-și îndeplinească atribuțiile, menționează fermierii. Atunci când noi ne adresăm fie la Agenția Protecția Concurenței, fie la Minister și așa mai departe, în tot vreme auzim un singur răspuns. Păi, economia de piață, statul nu are pârghii de influență și nu putem să facem nimic. Eu înțeleg, dar celelalte țări care au de mult așa economie, au găsit cum să facă. Una din pârghii este foarte simplă. De pildă, rezerva de stat. Statul anul acesta cumpără și spune că prețul minimal la greu e de pildă 4,50. Cei lanți să-ți plătească 4,20. Nu. Asta e un involt de a forma nivelul pieței. Și de ce se întâmplă? Că anul acesta am vorbit, ne-a promis că rezerva de stat ar fi 4,50, în sfârșit rezerva nu s-a completat și băieții fac din noi ce doresc. Monopolul de pe piața agricolă provoacă scăderi semnificative de prețuri la producția agricolă autohtonă. În consecință, agricultorii suferă pierderi, iar uneori nici nu reușesc să-și compenseze cheltuielile pentru semănat sau pentru recoltare, spun aceștia. În plus, subvențiile din partea statului în sectorul agricol sunt mizere. Unii proprietari de pământuri, care au avut de suferit de pe urma secetei din anul 2012, nici astăzi nu reușesc să-și obțină compensațiile promise de guvern. La moment, noi ne simțim ca fică vitregă, dacă doriți, și la nivelul macro și chiar și la nivelul micro. Un exemplu simplu. Subvenționarea merge în ultimul rând, în ultimele 2 zile, la fiecare lună dacă merge, dar cel mai proaspăt exemplu, e clar că nu vă vizează. Cred că mai mult poate domnul Balan să transmită complimente la ministrul finanțelor. Banii pentru grâu, pentru diminuarea consecințelor secetei. Aproape o lună a trecut de cât tot e gata, tot e pregătit, toate documentele, ordinele de plată pregătite, Ministerul Finanțelor nu poate soluționa o problemă la care dumneavoastră o să râdeți, dacă nu-i de plâns, dar e de râs, într-adevăr. Banca Mondială nu dorește să facă toate transferurile prin trezorerie, dat fiind faptul că trezorerie lucrează la Banca de Economie. Agricultorii au propus ca fondul de subvenționare în agricultură să fie suplinit din contul fondului rutier, însă reprezentanții puterii au propus o altă soluție. Potrivit democratului Marian Lupu, pentru dezvoltarea ramurii agricole, este necesar de a vinde mai întâi averile statului, care au fost scoase la privatizare de către guvern. Se discută,
că urmarea desfășurării programului de privatizare să fie format un fond trezorerial special, unde toate mijloacele financiare se acumuleze numai pe acest fond și nu se ducă în stânga, în dreapta. Și din acest fond, la un nivel de 70-80% să fie dați banii urmare a privatizării pentru proiecte de investiții. Și eu văd aici, dar subvenționarea, eu calific că asta e investiție. Fermierii, la rândul lor, au propus să fie identificate mijloace pentru majorarea fondului de subvenționare în rezervele interne ale statului, menționând că în acest an sectorul agricol a fost afectat și de noul embargo. În legătură cu acest fapt, fermierii și-au exprimat nemulțumirea față de politicile promovate de autoritățile moldovenești, din cauza cărora au de suferit simplii agricultori. Cu piața fructelor, dumneavoastră știți și s-a produs nu de mult, a fost o schemă clară, o tentativă de a monopoliza această piață. Acum, după ce s-au început niște zvonuri mai mult răspândite la noi pe intern, că va fi introdus embargoul, acei băieți de la Nord pot să confirme că acum s-a stopat tot procesul de procurare merelor, merele stau pe copaci și situația este destul de complicată, exportul merge deocamdată, dar zvonurile, toată zvonistica aceasta nesănătoasă au adus la faptul că procesul de comercializare este suspendat la moment. Și toți stau și așteaptă. Va fi embargo, nu va fi embargo și de ce noi spunem că practic nu sunt premizele pentru embargo, dar cineva foarte insistent din punctul meu de vedere încearcă să reîntoarcă la această schemă. Producătorii agricoli intenționează să desfășoare consultări publice cu toate fracțiunile parlamentare ca să poată identifica o soluție la problemele care există astăzi în sectorul agricol. Dacă nu se va reuși de a depăși dificultățile prin intermediul dialogului pașnic, fermierii vor recurge la acțiuni de protest. Prim-ministrul Iurie Leanca a făcut raportul său pentru primele 100 de zile de activitate cu o întârziere de aproape o lună. Premierul nu a explicat de ce a întârziat cu darea de seamă în fața cetățenilor, dar se pare că motivul ar fi faptul că ceea ce a promis că va realiza în primele 100 de zile nu a fost realizat pe deplin. Din păcate, nu am reușit totul. Mi-aș fi dorit să avem un număr mai mare de locuri de muncă. Mi-aș fi dorit să fi obținut mai multe rezultate în lupta împotriva corupției. Avem nevoie de creștere, de o creștere mult mai convingătoare la investiții, exporturi, salarii, pensii. Cunoașteți că drumul nostru nu a fost presărat cu petale de trandafir. Nici o guvernare din lume probabil nu se poate lăuda că își parcurge calea în confort și pe petale de trandafiri, însă cuvintele odată promise trebuie îndeplinite. La 12 iunie, când a prezentat prioritățile pentru primele 100 de zile, Leanca promitea că va transforma Moldova într-un mare șantier. Acum promite că asta se va întâmpla deja în 2014. Ne-am propus să accelerăm lucrările de reabilitare a 130 de kilometri de drumuri și să asigurăm finanțare pentru reabilitarea altor 370 de kilometri de drumuri, începând cu anul viitor. În jur de 500 de oameni iau parte în prezent la lucrările de reparație și construcție a drumurilor. Estimările noastre arată că în 2014, odată cu demararea noilor proiecte, alte 2000 de locuri de muncă vor fi create. Cunoașteți la fel că am semnat în acest sens în luna iunie două acorduri de finanțare cu BEI și BERD, acorduri care aș prefera să le numim acorduri de investiție în economia Republicii Moldova. Acestea vor permite reabilitarea 330 km de drumuri începând cu anul viitor. În raportul său, Leanca nu a indicat nici măcar un kilometru de drum reabilitat în cele 100 de zile. El se laudă că a semnat două acorduri de finanțare a unor lucrări de reparație, dar care probabil vor începe la anul viitor. Merită de a fi menționat în context faptul că în ultimii 4 ani Moldova a obținut pentru reparația drumurilor sute de milioane de euro de la donatori și creditori, însă țara noastră așa și rămâne pe ultimul loc în Europa la calitatea infrastructurii de transport. Companiile care execută aceste lucrări sunt acuzate că nu se încadrează în termeni și că nu îndeplinesc calitativ reparațiile. Totodată, în raportul său, Leanca nu spune câte locuri de muncă a reușit să creeze în primele 100 de zile. Însă, la 12 iunie, el promitea că guvernul se va concentra pe dezvoltarea agriculturii, fapt ce va asigura crearea a circa 5.000 de locuri de muncă în sectorul rural. Când va fi îndeplinită această promisiune, jurnaliștii așa și nu au înțeles.
În schimb, când a venit vorba despre integrare europeană, Leancă a schimbat tonalitatea. A devenit mai energic și cu o deosebită satisfacție vorbea că guvernul se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană. Argumentele sunt aceleași ca și acum 4 ani, când s-a instalat Alianța pentru Integrare Europeană la guvernare. Argumente care deja au plictisit cetățenii țării. Europa înseamnă salarii și pensii mai mari, locuri de muncă mai bune, educație și sănătate de calitate, libertatea circulației, justiție corectă, un viitor în afara corupției pentru copiii noștri. Amețit probabil de aceste postulate, valabile doar în cercurile restrânse de la guvernare, Iurie Leancă a uitat să vorbească despre faptul că în primele 100 de zile a reușit să tensioneze situația din regiunea stânga a Nistrului, să lichideze mai multe școli și licee, să dea pe mâna unor hoți Banca de Economii care aparținea poporului, să ofere practic în dar aeroportul din Chișinău unor businessmeni străini, să înrăutățească relațiile cu Federația Rusă, situație care a tras după sine consecințe negative pentru economia țării și pentru muncitorii moldoveni aflați la muncă în Rusia. Asistăm la sfârșitul Uniunii Europene. Această întrebare provocatoare o lansează cotidianul berlinez Die Welt. Răspunsul autorului este da, adăugând că avem nevoie de o Uniune Europeană 2, cu noi reguli și legi și fără statele prea slabe pentru acest club. Criza euro, care durează de peste 3 ani și se află încă la început, relevă două probleme. Pe de o parte, erorile grave de concept privind zona euro. Pe de alta, deficitele cu consecințe de proporții ale actualei Uniunii Europene, pe care o voi numi Uniunea Europeană 1. Elitele politice din Europa au recunoscut aceste slăbiciuni și încearcă acum să repare greșelile trecutului. Dar aceste greșeli nu pot fi reparate, deoarece criza euro, care este în același timp o criză a Uniunii Europene, a afectat comunitatea până în rărunghi. Autorul mai apreciază că politica de salvare a țărilor aflate în criză, promovată de Angela Merkel, nu va da roade, ci dimpotrivă va accentua criza. Iar această politică nu e deloc lipsită de alternativă. Liderii europeni vor trebui să se decidă, fie pentru o federație de state relativ lejeră, fie pentru o uniune strânsă cu o monedă unică. O cale de mijloc nu există, chiar dacă tocmai această cale de mijloc se caută în prezent, mai scrie publicația germană cu autoritate. Autorul amintește în context că numărul euroscepticilor a luat substanțial amploare în ultimii ani, în țări considerate inițial nucleul zonei euro. În loc ca aceste țări să fie unite, s-au învrăjbit, au ajuns să se dușmănească. Toate sondajele indică faptul că Germania e privită cu ochii răi în țările din sudul continentului. La fel cum în Germania, vocile negative la adresa grecilor, aflați în prag de faliment, precum și la adresa altor țări sud-europene, iau amploare. Politica promovată de cancelarul Angela Merkel este una destructivă, iar dacă se prăbușește moneda euro, se prăbușește întregul edificiu european, mai notează publicația. Totodată, autorul articolului susține că Uniunea Europeană poate fi încă salvată. Dacă va ști să-și unească forțele, rezumându-se la a fi un spațiu comun al libertății și dreptății, al democrației și statului de drept, în care să fie garantată libertatea de circulație a persoanelor, mărfurilor și de capital. Criza din zona euro transformă Grecia într-un câmp de luptă. La începutul acestei săptămâni, grecii au întâmpinat creditorii străini veniți în țară cu o nouă misiune de inspecție, cu proteste și cu greve. Grecii au încercat astfel să-și prezinte dezacordul cu politicile de austeritate și cu măsurile nepopulare adoptate de guvern la indicația Fondului Monetar Internațional și a finanțatorilor europeni. Greva generală din sectorul public a paralizat mai multe instituții de stat. Salariații au protestat față de o reformă guvernamentală care afectează mii de angajați, amenințați de restructurări. Această grevă a coincis cu o serie de violențe care au izbucnit în țară. Actele de violență s-au declanșat în timpul unei manifestații organizate într-o suburbie a orașului Pireu. Protestatarii au ieșit în stradă după ce un simpatizant al unui partid extremist a ucis un cântăreț. Manifestanții au atacat forțele de ordine cu pietre, bâte și cocktailuri Molotov. Mulțimea furioasă a dat apoi foc gunoaielor pentru a împiedica înaintarea polițiștilor. Aceștia au ripostat cu gaze lacrimogene. Potrivit autorităților locale, mai multe magazine, bănci și mașini au fost vandalizate în timpul incidentelor. 3 polițiști au fost răniți ușor, iar 10 de persoane au fost arestate. De asemenea, forțele de ordine au efectuat o percheziție la sediul formațiunii extremiste, iar un membru al partidului a fost reținut fiind suspectat de omor.
Valurile de revoltă și nemulțumire care iau amploare în sudul țării nu reprezintă o manifestare a sentimentului de separatism, ci o voce din popor care se adresează actualei guvernări. De această părere este deputatul Oleg Garizan, care a discutat în cadrul emisiunii În Direct la Accent TV despre dispozițiile de revoltă care se intensifică în sudul țării. Săptămâna trecută, la Cea Dărlungă, oamenii au organizat un meeting în cadrul căruia au cerut demisia guvernului, condamnând politicile promovate de acesta. Este vorba despre măsurile de discriminare etnică și lingvistică cu care se confruntă cetățenii din Găgăuzia și încercările de a modifica legislația cu privire la statutul Găgăuziei. Основной проблемой сегодня на этом фоне для города, для горожан, которые участвовали в данном мероприятии, это отношение центра по отношению к законодательству касаемо Găgăuzii. Это уложение закона об особом правовом статусе и закона о Găgăuzirii. Горожане высказались однозначно, что сегодня руководство страны в недостаточной степени уделяет внимание данному закону. Если по пунктам перечислять, то вызывает, конечно же, возмущение отношения центра по отношению к национальным меньшинствам и языковой политике. Это проблема, это болезнь 80-х, 90-х годов, к сожалению, от которой наше общество не вылечилось. И когда сегодня многие жители юга, в данном случае мы говорим о юге, приезжают в центр и сталкиваются даже на бытовом уровне с какой-то дискриминацией в области языковой сферы, это вызывает ответную реакцию. La nivel național, cetățenii Găgăuziei sunt nemulțumiți de loialitatea excesivă pe care puterea centrală o manifestă față de birocrații și creditorii occidentali. Ca să le intre în voie patronilor străini, cei de la Chișinău iau decizii care contravin atât intereselor naționale, cum ar fi instalarea unei frontiere pe Nistru, cât și valorilor spiritual-morale ale poporului. De exemplu, legalizarea islamului și adoptarea legii antidiscriminare continuă să-i nemulțumească pe găgăuzi, la fel ca și pe majoritatea cetățenilor țării. Găgăuzi достаточно патриархальный народ. Наша патриархальность, она воспитывается, начиная с семьи. И православные ценности в патриархальном гагаузском обществе, они очень сильны. Они воспитывались, они внедрялись тысячелетиями. И сегодня говорить о том, что за какие-то там какой-то маленький период можно это все перевернуть, невозможно. И сегодня, когда на уровне парламента ведутся дискуссии, в том числе о таком законе, как о равенстве шансов, который у гагаузов, да у всех нормальных людей в Молдове, это вызывает, конечно же, и боль за то, насколько эти люди пытаются изменить психологию и те традиции и мышление, которое у нас воспитывалось на протяжении тысячелетий. Ведь это же очень опасные вещи, когда сегодня нам вбивается гвоздями, что больше двух детей мы воспитать не сможем. Это мы принимаем сегодня за норму, что мы не в состоянии, как люди, потому что вот их надо обеспечивать материально, дать им образование и так далее. Но мы возвращаемся обратно, пусть на те же самые 50-60 лет, даже недавнее прошлое назад. Наши дедушки, бабушки не имели никакого евроремонта, никаких стиральных машин, автомат или автомобиля во дворе. Но они имели по 5, 6, 7 детей, и они руководствовались этими традициями вековыми, которые складывались у народа. А сегодня вот мы сами не понимаем, что мы подсознательно уже стали рабами той либеральной идеи, которая сегодня, как мы признаем, пока что доминирует в той же самой Европе. Поэтому данная форма протеста, которая была в Чедерлунге, это внутренний протест, это искорка внутреннего протеста народа, в том числе против попрания ее традиций, против попрания тех ценностей, которыми живет этот и дышит этот народ сегодня. Reieșind din aceste circumstanțe și din realitatea politică de astăzi, când guvernarea încearcă să impună țării valorile liberale din Occident, cetățenii țării, inclusiv cei din Găgăuzia, resping vectorul de integrare europeană. Dorința guvernului de a se apropia de Uniunea Europeană este contrară voinței majorității populației. Oamenii se regăsesc mai bine în spațiul istoric și valoric tradițional, alături de statele cu care Moldova are relații de secole. Găgăuzii foarte bine cunosc своя историю, по крайней мере, новейшую, новую историю на протяжении последних 200 лет. И мы прекрасно отдаем себе отчет, каким образом на протяжении веков наш народ оказался в Бессарабии, на юге Молдовы, в Буджике. И мы знаем о том, что это произошло благодаря Российской Федерации, в данном случае правопреемница государства российского. И гагаузы очень
являясь православным народом, это единственный, в принципе, народ агузской ветви тюркского происхождения, но являясь православными, очень ценят данный исторический братский факт. И поэтому, если даже мы не просто проведем опрос на улице, то, конечно же, абсолютная масса населения, если не все, выскажутся за то, что мы должны двигаться в сторону таможенного союза. Accent TV amintește că la cea de lungă cetățenii au semnat o rezoluție prin care cer autorităților să organizeze până la finele lunii noiembrie un referendum la care populația să-și expună punctul de vedere în privința vectorului de integrare al Republicii Moldova. Родились в нашей любимой цветущей Молдове, и мы ее отстоим и сделаем такой, какой она была. Поэтому давайте мы дружно скажем нет унионизму и все пойдем и скажем свое «да» таможенный, а потом и в Евразийский союз, а попросим наши власти, которые как страусы попрятали голову в песок, никто ничего не высказался до сих пор. Чего они ждут? Почему до сих пор не было референдума? Procesul de restabilire a monumentului, care altădată reprezenta unul din principalele puncte de atracție din capitală, Rotonda, este tot mai aproape de a fi dus la bun sfârșit. Astăzi, pe aleea din preajma monumentului din parcul Valea Morilor, au fost instalate primele bănci. Autorii grandiosului proiect le-au cumpărat din mijloacele obținute din donații. Мы на прошлом концерте, который прошел 22 августа, как вы знаете, как бы продавали футболки, и сбор средств пошел на закупку этих скамеек. Таким образом, получилось, что мы собрали на одну скамейку вместе с Триумфальной аркой. Плюс эта идея понравилась некоторым предпринимателям, бизнесменам, которые решили сделать такой дар своему городу. Благодаря этому это место сегодня действительно, можно сказать, возрождается в качестве общественного пространства. И мы надеемся, что сегодня, после того, как здесь будут установлены скамейки, здесь будет больше людей, здесь можно будет приятнее отдыхать, можно будет молодежи сидеть с ноутбуками и так далее, и так далее. Tocmai trei organizații non-guvernamentale, Să Restabilim Chișinăul, Ador Orașul Meu și Arcul de Triumf, și-au unit eforturile ca să readucă la viață perla arhitecturală. Opinia publică a reacționat cu entuziasm la apelul lor de a restabili rotonda. Я один раз пришла на субботник. Конечно, помощи от меня сильно какой-то я сильно таскать не могла, но тем не менее всем морально помогала. А меня нашли ребята из Триумфальной арки и попросили помочь в организации концерта. И я с удовольствием подключилась, с удовольствием просто. И попросили вести концерты, спеть и помочь в организации еще других музыкантов. Мне было очень приятно это делать, потому что я понимаю, что это для родного города. И это очень важно. Конечно же, мы с... приложим свою музыку ко всему этому, дабы создать хорошую атмосферу, сыграть людям хорошую музыку, поднять настроение. И, конечно же, если нужно будет даже взять веничек в руки, мы никогда этого не постесняемся, и мы готовы всегда. Reabilitarea statutului cultural al capitalei trebuie realizată prin fapte, nu prin vorbe, spun activiștii, adresând din nou un apel autorităților municipale. Призываем власти Кишинева обратить внимание на эту каскадную лестницу и вообще не только именно на этот момент архитектурный нашего города, но я надеюсь, что это первая ласточка такая, которая будет очень полезным делом в Кишиневе. Cele patru bănci instalate astăzi în partea de sus a complexului arhitectural este doar începutul readucerii la viață a monumentului. Пока наши планы лежат в этом же русле, наверное, мы постараемся сделать так, чтобы еще к следующему концерту тут было еще несколько урн и фонарей. А потом мы уже посмотрим, может быть, если чем больше людей подключится к этой идее, тем более амбициозные планы у нас будут, и мы постараемся сделать что-нибудь еще больше. Amintim că pe 21 septembrie la Rotonda va avea loc un concert de binefacere cu participarea unor renumiți interpreți și muzicieni. În acest weekend la Chișinău va avea loc un eveniment cultural inedit. Sâmbătă la ora 16, în parcul Valea Morilor, în preajma complexului arhitectural îndrăgit altădată de chișinăuieni, Scările în Cascadă, va avea loc un nou concert de binefacere în cadrul proiectului Să Restabilim Rotonda. В этот раз у нас концерт, концепция такая. Мы академичную музыку перенесем на природу. У нас более эстрадное было направление в первом концерте, а сейчас у нас будут выступать оперные певцы, и это, наверное, будет смотреться просто... Мне очень самое интересно послушать, как это будет выглядеть. И я рада, что меня Ёлочка пригласила в этот проект. И
На этом концерте я исполню, мы еще решим конкретно что, потому что, наверное, там как-то по времени ограничения какие-то. Я выбрала арию Пуччини, это арию Лауретты «О мио баббино каро» из оперы Джанни Скикки Пуччини и вальс Мюзетти. Seratele de creație sub cupola rotondei reprezintă o încercare a organizațiilor non-guvernamentale de a sensibiliza autoritățile municipale în legătură cu monumentul de valoare cultural-istorică. Și se pare că acest lucru le-a reușit. După o serie de evenimente de amploare, concerte și acțiuni de salubrizare, autoritățile s-au mișcat din loc. Я могу сказать, что в отношении ротонды ситуация уже изменилась. К примеру, об этом говорит реакция вице-премьера Константина Грозава, который рассказал нам, что есть 4 очереди проекта реконструкции, ну, всего парка Валя Морилор. Вот. И после наших действий, после субботника, после концерта, они уже для себя решили, что, ну, скорее всего, нужно в первую очередь взяться за каскадную лестницу, за ротонду. În timp ce autoritățile iau decizii, activiștii acționează. Sute de persoane s-au implicat în procesul de reabilitare a comoarei arhitecturale din parcul Valea Morilor. Для нас большая честь выступать в таких проектах, потому что мы очень любим нашу страну, мы очень любим Молдову, и, наверное, то, что уже 10 лет мы работаем здесь и отказываемся от любых предложений остаться где-либо, говорит о том, что насколько мы любим эту страну. Оказалось, что таких людей, как я, очень много, и все мы искренне болеем за наш город и искренне хотим, чтобы что-то было здесь, что-то происходило, что-то двигалось в правильном русле, в позитивном, чтобы наш город совсем не превратился в руины, потому что вроде бы получается, что кроме нас никому и дела до него нет. Deși inițial manifestau un optimism atent în legătură cu un eventual succes al ideilor, acum autorii au mai multă încredere. Astăzi ei sunt fermi și deciși să sprijine orice inițiative și propuneri care vor contribui la popularizarea rotondei și la restabilirea tradițiilor legate de acest monument.